Hei, salutare dragii mei vărsători! Sunt astăzi aici alături de voi, facem etalarea vărsătorului pentru luna septembrie. Dacă ești vărsător sau ai pe cineva în zodia vărsător și ești interesată de această persoană, bine ați venit aici la masa mea. Facem așa un rezumat scurt, nu vă țin prea mult, 10-12 minute pe acolo. Haide să vedem ce ne spun nouă cărțile despre tine. O, ce frumos! Uite ce frumos! Numărul 14 și văd aici conexiune foarte frumoasă și victorie. Numărul 10 sau 28 și aici avem un 5. Ceva se schimbă pentru tine din punct de vedere amoros și văd că se schimbă în bine. Văd aici o bucurie, da? Și cineva s-ar putea să și arate sentimentele vis-a-vis de tine. Ok. Drăgălășenie. Mai vreau o carte și avem numărul 52. Zeița lunii. Zeița lunii. Frumusețe, eleganță, zona asta sentimentală foarte, foarte bine aspectată și accentuată pentru voi în luna septembrie. Spune ce ne spune tarotul. Și avem așa. Pentru vărsător, luna septembrie, tu, energia ta, în casa și în familia ta, bani, carieră și job, pe dragoste, să vedem cum stai, și surprize. Tu. Păi, tu ești așa într-un stres, oare, sau nu mai poți să dormi noaptea, e ca și cum nu prea te odihnești, nu prea poți să dormi bine noaptea. Aici mai poate fi vorba și despre un mic accident sau poate fi vorba despre o durere, durere fizică care te deranjează. Poate că de aici și dragostea asta, adică cineva îți dă o atenție suplimentară tocmai pentru că nu te simți prea bine. Hai să clarificăm un pic nouăle la de spade, nu prea îmi place nouă de spade, nu, adică nu prea îmi place, îmi place deloc. E o carte cât se poate de negativă pentru că arată foarte mult stres. Și avem așa, Marele Preot și Regele de Bâte. Marele Preot a venit întors. Asta înseamnă că ești foarte, da, asta știu deja și cred că toți vărsătorii știu asta, că tu ești foarte atipic, probabil că nu ești de acord și non-conformist, nu ești de acord cu regulile societății legate de căsătorie și lucruri de genul ăsta. În special dacă ai de-a face cu un taur, da? Dacă ai de-a face cu un taur, mai văd aici în preajma ta cineva cu energia berbecului, un lider înnăscut, un rege de bâte, da? Un om foarte carismatic, pasional, creativ, așa, savuros, să zic. Are un pic energia magicianului, văd persoana asta în preajma ta sau poate că ești chiar tu, pentru unii dintre voi, dar văd că fuge așa cumva de relațiile astea, cum, tradiționale, da? Fugi de relațiile tradiționale. Bun, hai să văd mai departe care e treaba. Poate că de aceea de aici și stresul ăsta, că cineva tot te toacă la cap sau te presează așa cumva, știi, și tu nu ești de acord, mai ales pentru cei care sunt în relații cu un taur, pentru că taurul iubește stabilitatea și iubește lucrurile tradiționale, pe când tu ești exact opusul. În casă, în familie, aici văd o mică sărbătoare, văd o reuniune, văd întâlniri frumoase, plăcute, probabil musafiri pentru unii dintre voi, dar plăcuți. Roata norocului, schimbați ceva în casă, în energia casei. Doiul de bâte care a venit întors, da, e ca și cum îți faci un plan de a schimba ceva în casa ta, faci ceva schimbări pe acolo, iar aici mai văd îndrăgostiți în poziție normală, asta înseamnă că este armonie în casă, înseamnă că alegerile pe care le faci sunt foarte bune, dragostea e parte de dragoste, e parte de o relație frumoasă în casă, armonie, cum am mai spus, și o conexiune foarte plăcută cu cei din jur. Bănuți, ce facem aici la bănuți? La bănuți văd că ești în căutare. Pajul de spade. Pajul de spade vorbește despre atenție, despre a căuta, despre cartea studentului, cel care se informează, cel care este într-o continuă căutare. La bănuți avem o regină de cupe.
Ce iubești tu aici atât de mult? Pentru că iubești ceva. Ia să vedem. Și 10 de cupe. Păi, nu știu, e ca și cum cheltui foarte mulți bani doar pentru a-i face fericiți pe cei din jurul tău. Pui foarte multă dragoste în tot ceea ce faci, dar în același timp ești și în căutare. În căutare de ceva nou. Da, ești atentă, atent cu tot ce se întâmplă în jurul tău. Nu prea văd bănuți la tine, așa mulți, nu văd să fie o lună așa bănoasă, dar e bine așa cum ești, e ceva de genul ăsta aș spune. Parcă la tine funcționează zica la ea, banii nu aduc fericirea, știi? Chiar merge. În luna septembrie, după aia mai vedem. Ok, ce avem aici? Dragoste, temperanța, liniște, pace, da, păi asta și am văzut de la bun început, uite și numărul 14 avem aici, da? Relații armonioase, armonie în dragoste. Vreau să scot din acest pachet câteva cărticele pentru tine, pe dragoste. Și avem așa, ia uite, conexiune foarte bună, relație foarte bună, armonie în dragoste. Toate bune și frumoase. Te simți liber, te simți ok. E foarte bine, mai ales pentru un vărsător, să se simtă liber în relația în care este. Nu suportă constrângerile și se pare că tu ai parte de această libertate, iar asta te face pe tine să te simți foarte bine în relația în care tu ești. Când vorbesc despre libertate, nu vorbesc despre libertinaj, vorbesc despre libertatea aceea de a te exprima, de a face ce vrei tu, cum vrei tu, în așa fel încât să fie bine și partenerului, bineînțeles, deci să nu rănești pe nimeni. Tu știi prea bine cum funcționează treaba asta, dar te simți ok, da? Te simți bine, în principiu. Și mai avem aici, ia uite, flacăra ta geamănă este în preajma ta, este alături de tine în cele mai multe cazuri, este acolo pentru tine, conexiune divină. Deci luna septembrie se pare că vine așa cu un atașament puternic. Surpriza vine din partea unui scorpion, din câte văd. Ok. Ia să vedem. Ce-i cu scorpion la el sau ce-i cu arcana 13? Ceva schimbări, transformări, ceva te surprinde. Poate că apare cineva și zici, wow, ce te-ai schimbat sau ce mult ai slăbit, ce mult ai îngrășat sau... Da, o intuiție foarte bună, cineva cu o intuiție foarte bună, avem aici și luna, de asemenea, și văd așa că cineva se schimbă aici, o regină de, auzi probabil de o separare sau auzi de cineva care își schimbă atitudinea, o persoană care dintr-o mamă foarte bună nu mai este o mamă atât de bună sau... Deci, cumva, lucrurile... Energia mamei mai mult aici, văd. Persoană posesivă, poate fi cineva de la locul tău de muncă sau poate fi... Nu știu, e un dezechilibru al cuiva și parcă te sperii așa un pic. Ai avut o părere... Ți-ai făcut o părere despre cineva și ți-o schimbi, știi? Da. Îți schimbi. Cam asta e surpriza. Deci persoana asta îți arată o altă față. Bun. Vreau și un sfat pentru voi. Hai să vedem ce sfat avem pentru tine, dragă vărsător. Ce sfat avem pentru tine? Și avem așa. Pregătește-te pentru schimbări foarte mari. Pregătește-te. Ok. Și mai avem magie. Oh, Doamne, ești foarte puternică, foarte puternică. Mine vorba despre zona asta magică. Ai o putere aparte în luna septembrie, iar aici mi-arată că ar trebui să setezi granițe personale și să mergi până la capăt, adică să nu te dai bătută. Dar... cele două cărți sunt foarte interesante, ca și sfat, da, pregătește-te pentru schimbări. Păi da, schimbările astea vin în dragoste și sunt schimbări pozitive. Sunt schimbări chiar foarte pozitive. Treci peste tot stresul ăsta, în cazul în care ai avut o perioadă așa mai stresantă, văd că treci peste acest stres și intri așa într-o zonă de wow, știi, ce frumos e. Na, eu sper să nu fie liniștea dinaintea furtunii.
Eu sper că lucrurile să meargă așa mult și bine, pentru că e armonie, e echilibru, da? Toate bune și frumoase și tu te simți bine. Și asta e cel mai important. Bun, v-am pupăcit, numai bine, aveți grijă de voi și să aveți parte de un septembrie deosebit de frumos. V-am pupat, ceau, ceau!